Hello, infiniții mei, și bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube, Infinitul Violet. Treaba nu e așa de violetă. Și vedem cum pare, e un drum poros. Poate vă întrebați unde mergem, unde să mergem, la Trovanț. Doamne, știți cum e drumul? Uitați-vă aici. Cam așa arată drumul. Nu știu, poate pare mai lat în cameră, dar doar cu a întâia și a doua... Da, e destul de mocervos. Arată ca în Africa. N-am fost în Africa, dar bă, este cam... Măi, pitoresc așa pentru fotografie, știi? Da. Nu zic nu. Uite și căprițe. Căprițele. Iar noi ne-am făcut de treabă. Ca să zic așa. Cerul pare de ploaie. Da. Dar curmea că nu ne-a speriat. Da. Specificăm că azi e duminică. Iar ieri am stat în casă așa, aiurea. Pentru că... Ne-o speria cu ploaia. Da. N-a venit ploaia decât seara. Da. Dar noi tot am stat în casă. Oh, cred că am luat-o prea tare la deal. Da. Mai sunt câteva persoane. Ce e sus acum? Cum ești? Amintită. Da? Da. Vivi. Deci, uitați. Stai, mă, așa. Uitați aici. Tu, da, tu ești puțin, mă. Păi am mers și eu cu maximum. E superbă vremea, e răcoroasă. Cred că undeva la un 7 grade, 10 grade. Da. Dar fiind înorat, e plăcut. Băi, e superb. Dar e nămolos. Da, e un teren foarte accidentat. Cizme de cauciuc, e perfect. Dacă îți iubești mașina prea mult, nu ți-o aduci aici. N-ai cum. Poate o să filmăm la întoarcere, că da. L-a venit. Ne-am fost și noi surprinși de ce drum e. Și primul trovant apare acolo în față. E un copăcel frumos acolo. A trebuit să făcut o fotografie, dar nu te-am mai așteptat. Poftim. Da. Cam asta e drumul. Namolos și foarte neprietenos cu Adidas și May Nike. E bine că am ajuns până aici și bine că am primul trovant. Voilà. Arată ca o urme de scoică de ceva. Se presează nisip. Da, știu că e nisip presat. Da, sunt o grămadă de legende ale locului care spun că ar fi unele organisme vii, niște formațiuni care vin din adâncul pământului și care se măresc, ceva gen ca la perlă. Da, că ele cresc, dar nu știm exact în cât timp cresc. Aici e o zonă de picnic, cu probabil un foișor și probabil aici trebuie să plătești intrarea 5 lei. Da, dar e închis. Iar noi mergem în căutarea altor trovanți. Drumul horror, într-adevăr. Cum e, Vivi, greu? E greu, ăsta-i nivelul. Da. Și cred că am ajuns. Dacă nu e sportiv, cum suntem noi, lipsă de mișcare, e greu. Vivi? Da. Am plecat un trovant. Da. Un șucățel. Dacă aceștia sunt trovanți, acesta de aici ce? Nu e un mare trovant? E un mare trovant cu trovanți mai mic pe deasupra. Evident. Că e un trovant ăsta. Frumos. Wow. Este
de 1000 de ori a urcat căței. Mai sunt niște vlogări Lipa Lipa. La ei m-am uitat. Și am văzut cum arată. Frumos. O imagine faină. Interesantă imaginea. Deci asta ar fi ca un fel de creastă. Și ține mai din pe partea aia până mai pe sus. Ce spui, Vivi? Interesant. Da, e o imagine plăcută ochiului. Cadre superbe, peisaj superb. Așa e, Vivi? Așa e. Nu-mi pare rău că am venit. Nici mie. Uitați ce fel stă. Mamă, în ce echilibru stă. Asta chiar că parcă e o babă. Trovantul ăsta, fii atent. Și te gândești că e nisip pietrificat ce-l ține pe el. Drăguț. Sunt două tipuri de turiști. Turiști care se bucură frumos și cei care se bucură urât. Călăresc trovanții. Se semnează pe ei. Își trec inimioare, nume, dată. Tot buletinul. Îmi cer scuze că sunt negativist. Dar asta e. Măi, ce farfuriuță frumoasă. Da, interesant. E drăguț să tare de tot. Și ia zbor. Nu știu, eu cred că a aterizat, nu-și mai ia zbor. Măi, ce moț ai! Dar de ce e așa în formă asta? Baba, are nas. Are nas? Are nasuc. Uite ce drăguț e. Băi, dar ce fain e. Mai e încolo? Am înțeles că sunt mai mici? Sunt mușchi. Nu, sunt mușchi. Mușchi care acum s-au ofilit un pic și la vară. Dar nu ajungi la el, uite-te ce e jos aici, da? Da, sunt o grămadă de copăcei frumoși. Da, mărțișorul, tu ți-ai pus mărțișorul tău? Am și mai am și la mână de pus, deci l-avem pe acesta. L-avem pe acesta cu bufniții. Iar acesta, marele mărțișor, este al lui Happy. Asta la gâtul lui Happy. Atât a rămas. L-a luat, l-a tras. Happy, pisica noastră. Da. Și cum să nu îl punem noi așa ca de sănătate? Uitați un pic, dacă merită sau nu merită. Eu zic că merită. Urdăria e constructivă, Vivi, mai finuții ei, domnișoară. Eu am încălcat așa. Eu am încălcat mai tocălos. Am băgat picioarele peste tot. Mi-am băgat picioarele. Oh, și mestea când copacii mei preferați. Wow, ce frumos sunt. Da, superb. Urcăm mai sus un pic sau mai jos sau mai sus? Nu știu, mai sus, mai jos. Hai. Un 360. Interesant ce fel atrage omul locul ăsta. Ceva diferit un pic, hop, și omul lângă el. E pentru o singură zi. Fugi din oraș. Un pic de mișcare, aer curat, evident. Și dacă ai norocul să vii în cursul săptămânii, cred că e singur. Așa e? Da. E clar asta. Și din cauza tensiunii a crăpat pe lung. Foarte fain. Mai e unul acolo. Ha, uite-l aici.
care la fel a crăpat felii. Și mai sunt câțiva mai jos. Ai găsit copăcelul? Da? Acolo? La ăla micu? La ăla mare? Și aici ce fel a făcut? Nu cred că ajungi. Cred că a găsit un copăcel care să agățe mărțișorul. Deși pe acolo cred că sunt trovanți. Copăcel frumos, sper că nu te supe. Vreau să dau un mărțișor, unul de la mine cu sănătate pentru noi cei dragi, totul meu. Oh, mulțumesc. Și unul pentru hapiuța. Ce-a rămas că l-a scărtinat, l-a da. Tras cu colțișorii, cu dințișorii. Bravo! Ăla păstrează-l. Poți să-l ții. Da, e o idee. Cred că până aici am urcat noi. Da. O să mai zăbovim. Mai e traseu, văd că sunt niște da. Domni care au urcat. Doamne, ăla mi-e cel mai urât. O să vi-l filmăm un pic. Dar nu înțelegeți că dacă sunt două mașini pe sens opus, nu ai cum să treci una lângă alta. Nu există spațiu. Nu există spațiu de o mașină, dar păi de două. Eu aici nu înțeleg cum o să cobor. Oh my god, oh my god, bine zis, ne luăm la revedere de la Trovanți, se aglomerează. Ne întoarcem pe drumul pe care am venit. Care da, la, la coborât e frumos. Cu... Uite și aici un nume, probabil că a fost filozof, ceva. Da. Un mare... Mulți oameni de știință care, nu știu. Om de știință, ceva, nu știu cine o fi fost. Da, Andrim, interesant, un visător. Da. Mai fain. Zicem bye bye Trovanți. Bye bye. Și ne întoarcem la mașină într-un ritm așa, mai lent. Da. Hai. Deci, asta e mocirla. Încalc așa pentru că pot. Vivi se prelinge ca o pisică pe lângă gard. Vai, dar cât e din ostim. Da, deci e european. Uitați-vă la ea cât e de grațioasă. E nostim. Da, ăsta e drumul. Ce să zic, vara probabil că e mai prăfos, dar iarna e, sau când plouă, exact așa e. Știi? Puteam să-mi iau și eu Levi's-ul sau altceva mai curat în picioare, mai... Dar am zis că vine și natură. Posibilitatea de a te murdări e de 99% la mine. La alții poate să fie de 100% curățenie. Ca la țară, adică nu-i, ce să zic, ar trebui să pună, nu știu, niște piatră, o mașină mare de piatră și... Măi, eu nu mă plâng. Mă plâng la întoarcere acum cu mașină. Că așa e drumul. Nu e altfel. Exact așa e drumul, numai că aici e lat. Ei, mai încolo e mai îngust. Ia uzi. Wow, leu, se ceartă ăștia, cred că. Oh, e groaznic. A, mișto. Am ajuns la mașini. Vreodat a rămas în urmă, se vede pe cameră, cred. Aici sunt niște capre. Ca la munte, garduri de nuiele. E drăguț. Aer curat. Eu mă grăbesc la mașină un pic. Călățelușii ne așteaptă. Număr de locuri de parcare foarte mic.
să știți. Strada e foarte îngustă și nu ai cum să parchezi în lungul străzii. Iar aici, nu știu, 20 de mașini maxim, îngrămădite pe jos, pe sus. În fine, cam asta a fost plimbarea noastră. Acum urmezi un drum spre casă și o să încheie Vivi vlogul. Noi o să încheiem aici, ne aflăm într-o parcare cu trovanți. Da. La Izvoarele, comuna Izvoarelor, acolo scrie trovanții de la Ulmet. 400 de metri. 400 de metri. Deci la intersecția asta și la... Avem mai mulți prieteni aici. Parcarea asta. Măi, noi am hrănit o mare parte din ei, da, dar n-avem. Mai am niște covrigei, doar dacă sunt... Covrigei, dă-le covrigei. Da, dă-le covrigei. Okay. Na, la revedere. Bye, vă spunem și ne vedem pe next vlog. Tap, tap, dacă v-a plăcut acest film. O experiență plăcută, chiar dacă drumul a fost mai aiurea, dar vă invităm să veniți. Da, ce mișto, mănâncă? Unii dintre ei. Deci cei care sunt mai flămânzi. Dă-i și lui Michiduța ăla, uite ăla mititelul, ăla, mamă, mititelul. Băi, se ruga, mă, făcea cu mâinile, așa ai văzut? Of, hai, dă tot. Aș avea un gunoi pe aici? Da. Bagă-l în mașină, cel mai bun. Cel mai bun spațiu depozita gunoiul. Ok, la revedere.